Salut, George! Interviul de astăzi va fi unul inedit, ținând cont de faptul că cele 10 întrebări pe care ți le voi adresa vin din partea suporterilor. Peste 1500 de întrebări ți-au fost adresate într-un timp destul de scurt. Ești pregătit să răspunzi curiozităților fanilor României? Da, abia aștept să le văd, să le aud. Prima întrebare vine de la Cătălin Moldovan. Care e jucătorul tău preferat în prezent și jucătorul preferat all time? Jucătorul preferat în prezent e Harry Kane și all time nu am n-am neapărat unul, pentru că pe parcursul anilor am schimbat mai mulți jucători preferați și nu am avut unul stabil niciodată. Dar all time probabil e Zlatan Ibrahimovic. Nicușor Bogdan te întreabă cât timp petreci în sala de forță. Acum că ai ajuns în Anglia, crezi că o să fie nevoie de mai mult timp și de mai multe exerciții decât înainte pentru a te menține la nivelul campionatului în care joci? Oricum petreceam mult timp în sala de forță și înainte de Anglia, dar când am ajuns acolo am văzut că petrec și mai mult decât atât, dar nu-mi schimbă mult pentru că eram obișnuit cu exercițiile, eram obișnuit cu forța de acolo și da, e normal să mergi pentru că trebuie să te menții la nivelul lor și la cât muncesc ei și fac sală, trebuie să te adaptezi lor. Ramona Lungu te întreabă dacă te-ai întâlnit cu Pușcaș din trecut, ce l-ai sfătui? Probabil să nu renunți niciodată și să ai încredere mereu în tine. Cred că astea sunt principiile mele și alea pe care l-a sfătuit pe el, pe George din trecut. Rareș Mureșan are o curiozitate, o întrebare mai complexă. Cât de greu este unui fotbalist să se adapteze de la o echipă la alta, de la o țară la alta, de la un sistem de joc la altul, având în vedere că majoritatea fotbaliștilor schimbă câteva echipe și câteva țări în cariera de fotbalist, la fel cum ai făcut și tu în această vară? Eu fiind plecat de mic de acasă, probabil m-am și obișnuit, dar să schimb campionatul și țara și fotbalul e puțin, e nevoie de adaptare. Dar trebuie să fii inteligent, să știi să iei lucrurile de care ai nevoie și să fii serios. Cred că asta te ajută cel mai mult și după nu cred că întâlnești dificultăți. Barba Natalino te întreabă dacă îți dorești și dacă tu crezi că vei reuși să depășești vreun record la echipa națională de număr de goluri de selecții. Da, îmi doresc foarte mult să fac asta. M-aș bucura, sincer, m-aș bucura pentru că echipa națională pentru mine este ceva frumos, o mândrie și să depășesc un record sau să scriu o pagină de istorie așa cum s-a făcut și vara asta îți transmite o emoție unică. Gabi Alexandru te întreabă la ce meci de fotbal vizionat prima dată la TV sau chiar și pe stadion ți s-a făcut prima dată piele de găină? Cred că la reluarea meciului cu Germania, România-Germania la Euro 21. A fost meciul în care, revăzând meciul, mi s-a făcut pielea de găină. Marius Stângaciu te întreabă cum arată golul perfect pentru tine? Într-o finală de mondial cu România, în minutul 90, cu capul probabil. Ceva de genul, sau într-o finală de european cu România, sau... Astea cred că ar fi golurile cele mai importante într-o finală la câștigarea unui trofeu. Bianca Cuțaru, care este cea mai frumoasă amintire a ta din copilărie? Când am început să realizez că îmi place fotbalul și am realizat că pot să devin cineva și pot să mă duc, să aleg drumul acesta pentru mine. Mădălin Balint te întreabă ce îi spune lui Ionuț Radu înaintea unui meci în care sunteți adversari, tu executând un penalti și el fiind în poartă să încerce să-ți apere lovitura de pedeapsă. Ar fi greu pentru că mă cam știu unde execut, chiar dacă schimb. Nu știu ce i-a zice. Cred că ar trebui să mă gândesc în momentul ăla. Acum... Probabil aș râde, să mă abțin în momentul ăla ar fi greu, dar înainte de executare aș fi serios. Nu am idee ce a spune acum. O să vă spun dacă e să se întâmple. Andreas Texan te întreabă ce film, ce carte pe care ai citit-o sau ce ai văzut în ultimul timp, iar povestea asta te-a motivat și te-ai regăsit în ea.
Da, mă uitez la filme, mă uit nu neapărat la filme de să mă motiveze sau să mă regăsesc în filme. Îmi place să vizionez tot felul de filme și dacă mă regăsesc, îmi face plăcere, sincer. Dar ca să spun unul, ultimul pe care l-am vizionat un serial e Game of Thrones. George, acestea au fost cele 10 întrebări. Toți acești suporteri vor primi câte un tricou al echipei naționale din partea noastră, însă îți mai revine o misiune, aceea de a decide care întrebare a fost cea mai interesantă, iar acesta va primi două invitații la meciul anului România-Spania. Ultima, cel cu record de la națională. Îți mulțumim frumos, hai România! Hai România! Pentru mai multe videoclipuri, abonează-te la FRF TV.